potrivit cu sfatul care l-am dat pro căsătorie, o întrebare, dacă o fată nu are pe nimeni și niciun băiat nu vine să o ceară în căsătorie, ce trebuie să facă în situația în care apare vreunul firesc sau a cărei intenție se vede că nu este corectă sau poate este din lume. Am amplificat puțin întrebarea. Răspuns 1 Corinteni, capitolul 7, versetul 35. Apostolul a recomandat celor din vremea sa să nu se căsătorească, dacă pot, și scrie aici, vă spun lucrul acesta pentru binele vostru. Nu ca să vă prind într-un laț, ci pentru ceea ce este frumos. Și ca să puteți sluji lui Dumnezeu fără piedici. Deci, o feciorie mai îndelungată, dacă cel sau cea în cauză se pot păstra curați, este o stare înaltă înaintea lui Dumnezeu. În continuare scrie că cine-și mărită fata, bine face, și cine nu o mărită, mai bine face. Cele care încă nu sunteți cerute în căsătorie și anii poate trec, treceți de 30 de ani, mai zice de floarea vârstei, încercați să vă găsiți pasiuni, cum vă spuneam, în lucrurile sfinte și împlinire în relația cu Dumnezeu și la nivelul frățietății. Și să știți că dacă Dumnezeu are pentru voi un plan de căsătorie, vă știe adresa. Că dacă oamenii din totdeauna ca părinți, mai cu seamă dacă erau înstăriți, știau să-și căsătorească la vreme copii, și Dumnezeu are puterea aceasta. Am văzut fete care au stat liniștite la locul lor și la 27, la 30 de ani s-au căsătorit, s-au căsătorit bine, n-au avut nimic de pierdut. Așa a fost planul Domnului pentru ele. Deci nu vă stresați că altele au prieten, s-ar putea să fie dușman în unele cazuri. Iar dacă vine vreunul din lume, atunci cum spunea o soră tânără, și dacă nu mă mai mărit, și dacă voi împleti păr alb la nuntă, dar eu cu băiat nepocăit nu vorbesc. Asta spune Scriptura foarte ferm și nu vă lăsați înșelat. Mi-a povestit frații din Ucraina un caz. La o fată i-a trecut vreme, a venit unul care era inginer, că ea nu se lasă de pocăință, că el o lasă liberă, dar să aibă și ea locul ei, casa ei. A mai venit, n-a mai venit, s-a dus cu el și după mai mulți ani, în care tot a avut îndemnul să se întoarcă înapoi, viața împreună cu el a împiedicat să o facă, într-o zi, Duhul Sfânt i-a zis ei personal, te-am așteptat până azi. Astăzi te leapă de Domnul. Și a intrat o spaimă în ea, s-a dus la părinții ei și le-a spus, azi m-a lepădat Domnul. Și din ziua aceea n-am avut nicio zi bună, s-a îmbolnăvit psihic și nu la multă vreme a murit. Fericire nu există cu băieți din afară. Domnul să vă dea pricepere.